Avem filmul complet al uciderii dentistei din Brăila. Din motivarea judecătorilor aflăm că bărbatul și-a premeditat fapta și a gândit chiar și un plan cum să scape nepedepsit. La primul pas a încercat să inducă în eroare autoritățile, a folosit mai multe taxiuri, a avut mai multe schimburi de haine și s-a ferit cât a putut de camerele de supraveghere. Nu le-a reperat însă pe toate pe traseu, așa că polițiștii au putut reface clar cum s-a întâmplat totul. Raluca Butan, corespondent Antena 3 CNN, știe traseul complet al bărbatului care acum este arestat preventiv. Bună seara, Raluca, te ascultăm. Bun găsit tuturor, am să încep cu o informație de ultimă oră, pentru că a venit în urmă cu doar câteva minute. Principalul suspect a fost lăsat să sune din arest, să-și sune mama, care se află undeva în apropierea noastră, iar aceasta a putut discuta preț de câteva minute cu el. Femeia s-a arătat disperată și a încercat să-l întrebe, să-i spună, să recunoască dacă este el principalul suspect, pentru că nu mai are liniște, iată, de când polițiștii i-au ridicat fiul și l-au dus în arest pentru 30 de zile. L-am ascultat și noi pentru început. A spus că nu își recunoaște fapta, că nici vorbă de așa ceva. Susține în continuare varianta lui că ar fi venit aici la cabinetul medicului dentist doar pentru a-i fi client, că a venit la ora 12, așa cum le-a spus de altfel și anchetatorilor, pentru a-și face o lucrare dentară, și demontează tot ceea ce anchetatorii, toate probele pe care anchetatorii le-au strâns până acum despre el. Este alături de mine și jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Bălan. O să dezbatem acest subiect pentru că este de ultim moment. Spuneți-ne cum priviți acest prim mesaj, iată, al principalului suspect venit către mama sa din spatele gratii. Este un mesaj, n-ați fi vrut să recunoască. El n-a recunoscut o săptămână întreagă. De altfel, din informațiile pe care le primim din Germania și din Franța, nu a recunoscut nici în alte împrejurări în care a fost cercetat. Deocamdată, ce spune el este foarte important apropo de ce s-a întâmplat astăzi. Astăzi a fost chiar o zi fierbinte și la propriu și la figurat. S-au dus la IML ca să verifice dacă într-adevăr a avut acea lucrare dentară. El spune că da, nu i-au găsit nimic altceva decât că s-a constatat acea lucrare care a fost făcută, cel puțin așa spune el deocamdată. Rezultatele de la IML de aici, de la Brăila, încă n-au ieșit, mai ales că în afară de lucrarea dentară, dacă s-a lucrat sau nu, trebuie să și spună cam în ce interval de timp s-a întâmplat lucrul ăsta. Lucrul cel mai important pe care l-am văzut astăzi este că mai există o cameră de supraveghere extrem de aproape de intrare. Circa 10-15 metri, să le spunem. 10-15 metri, care vede perfect intrarea de aici. Ori camera aia de supraveghere o să lămurească foarte, foarte multe lucruri. A fost ridicată și ea de către polițiști. De asemenea, mai avem încă foarte multe lucruri de verificat. Cum ar fi? Vedeți că este foarte multă lume, au început să se strângă din nou oamenii aici. Este un loc, s-a făcut și un altar, sunt flori depuse aici. Mobilul crimei. Repet, mobilul crimei a început să se contureze. Rămâne în continuare, nu este, ca să spun așa, nu este clar, dar începe să se contureze și are legătură, asta pot să vă spun, dacă este acesta mobilul crimei, are legătură între presupusul făptaș și victimă. Adică se poate face legătura între ei. Deocamdată acestea sunt informațiile pentru astăzi. Deocamdată surse din procuratură ne-au spus că astăzi cel mai probabil nu va mai fi adus aici, pentru că nu se poate face această reconstituire cu principalul suspect până când acesta nu va fi supus unei expertize psihiatrice înainte.